Încălzirea pe biomasă a devenit o realitate și pentru raionul Basarabeasca, unde tot mai multe instituții trec la acest sistem de încălzire. Și grădinița numărul 2 Mărțișor din satul Abaclia se numără printre beneficiari, unde astăzi se implementează un nou proiect, instalarea cazanului pe biomasă. Valoarea acestuia este de 32.000 de euro, iar contribuția locală de 85.000 de lei. Astăzi deja avem fundația deja gata, rămâne următoarele 3-4 zile ca să întărească această fundație și respectiv săptămâna viitoare deja să fie transportată și instalată aceea instalație a cazanilor pe biomasă. Totodată vreau că pregătim și biomasa, fiindcă timpul trece, suntem în prag de toamnă-iarnă, de sezonul rece și, după cum vedeți, lemnele sunt peste 120 de cuburi deja depozitate. Aici va fi montat cazanul pe biomasă de la Liceul Teoretic Gogol, din orașul Basarabeasca, care timp de 4 ani, din diferite motive, nu a fost pus în funcțiune. La inițiativa primarului satului Abaclia și prin intermediul FISM-ului, acest cazan a fost transmis grădiniței numărul 2 Mărțișor. La Consiliul Raional a parvenit un demers din partea FISM-ului cu recomandarea de a transmite acest cazan satului Abaclia. La fel, Consiliul Local din Abaclia ne-a oferit și o scrisoare de garanție de rambursare a contribuției noastre pentru acel cazan, în valoare de 85.000 de lei. De aceea, Consiliul Raional a adoptat decizia în data de 20 aprilie anul curent, ca această cazangerie pe biomasă să fie transmisă satului Abaclia și cred că este una corectă. Drept combustibil pentru noua centrală termică vor servi deșeurile lemnoase din pădurile aflate în proprietatea autorităților publice locale. Acest rumeguș care îl vedeți, am procurat deja și o mașină de tocat și le depozităm în saci respectiv, ca ulterior să fie folosiți pentru încălzirea grădiniței, primăriei și în perspectivă și casei de cultură. Ei sunt deja în saci, urmează cu tot cu sac să încape perfect în cazanele de biomasă și vor fi utilizați pentru încălzire. Și directoarea acestei instituții speră că valorificarea biomasei lemnoase va duce la optimizarea cheltuielilor cu cel puțin 40%. În anul curent, cu aportul administrației publice locale, a Consiliului Local, încercăm și noi instalarea unei cazangerii pe biomasă. Sperăm că se vor îndreptăți acele speranțe ale noastre, că vom avea economii mai mari de surse financiare care le vom putea îndrepta spre a aduce alte schimbări în instituția preșcolară. Acest exemplu nu este singurul în raion. Și la gimnaziul Grădiniță din satul Iordanovca s-a trecut la încălzirea pe biomasă. Aceasta însă, din cauza numărului mic de copii, este supusă riscului de a fi lichidată.